Vești bune pentru fanii echipei Handball Club Zalău. Comisia de apel a anulat decizia Comisiei de Disciplină de a obliga gruparea sălăjană să dispute ultimele trei partide de pe teren propriu din actualul sezon, fără suporteri, după acuzele de rasism din partida cu HCM Baia Mare. În urma deciziei Comisiei de apel, fanii echipei sălăjene își vor putea susține favoritele în partidele de pe teren propriu cu HC Alba Sebeș, Dunărea Brăila și Corona Brașov. Telenovela acuzelor de rasism din timpul partidei de handbal feminin dintre Handball Club Zalău și HCM Baia Mare continuă. Așa zisul caz de rasism Pino nu a încetat, chiar dacă Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Handbal a amendat clubul zălăuan cu 2000 de lei și suplimentar i-a atribuit o suspendare a terenului pentru 3 etape, suspendare care prevede disputarea ultimelor 3 jocuri de pe teren propriu din actualul sezon competițional fără suporteri. După ședința Comisiei de Apel, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură. Deoarece nu au existat dovezi clare în ceea ce privește așa zisele scandări rasiale, dar s-a putut vedea clar pe filmări că au existat unele schimburi de replici între jucătoarea Alison Pino și câțiva suporteri zălăuani, Comisia de Apel a decis anularea suspendării terenului echipei zălăuane și acordarea unui avertisment. Potrivit celor prezenți la partidă, nu au existat scandări de natură rasistă. Au existat huiduieli, dar nu scandări rasiste, iar cum scandări rasiste nu au putut fi auzite pe filmările postului de televiziune care a efectuat transmisia partidei, lipsa unor probe a dus la anularea deciziei Comisiei de Disciplină. În urma celor hotărâte de Comisia de Apel, fanii echipei HC Zalău se vor putea bucura până la încheierea sezonului competițional de cele 3 jocuri programate în Sala Sporturilor din Zalău la finalul acestei săptămâni cu HC Alba Sebeș, pe 2 aprilie cu HC Dunărea Brăila, respectiv 23 aprilie cu ASC Corona 2010 Brașov.